Din păcate, un astfel de eveniment se poate repeta oricând în locurile de joacă din întreaga țară. La Constanța, inspectorii de la Protecția Consumatorului s-au îngrozit când au văzut cum arată locurile de joacă din oraș. Bănci și leagăne rupte, balansoare ruginite și topogane degradate. Toate sunt adevărate capcane pentru cei mici. Am găsit o stare acestora în proporție de 80% deplorabilă. Cu lucrări de întreținere, nu vorbim de schimbarea în sine a locurilor de joacă, a utilajelor de distracție a copiilor, vorbim de întreținere, schimbați scândurele, revopsite, lucruri care, în opinia noastră, pot fi realizate într-un termen scurt. Alta este să ne rănim noi maturii într-un cui și alta este să rănim un copil. Este hilar să amendăm un partener de discuție, un partener asupra fondurilor statului, ca să luăm banii să-i trimitem tot la stat. Doar două parcuri din oraș au fost reabilitate în ultima perioadă, iar părinții sunt nevoiți să vină cu copiii de la câțiva kilometri distanță pentru ca aceștia să se poată juca. Și asta pentru că cele mai multe locuri de joacă de cartier sunt aproape imposibil de folosit. În general, în cartiere nu sunt decât aici. Dar în parcul Tăbăcăriei și pe malul Mării, atât. În cartiere foarte puține locuri sunt. Sunt întreținute? Nu prea. Avem un loc de joacă pe eliberări, dar e sub orice critică. Și venim de acolo aici ca să ne putem juca. Ce înseamnă sub orice critică? Nu este curat în primul rând. Nu e băncuțele sau ce sunt acolo, sunt terminate, sunt rupte, scârții. Sunt în paragină, sunt rupte, sunt ruginite, sunt un pericol pentru copiii noștri. Mai sunt și pietre pe acolo. Sunt peturi care sunt niște băcuțe degradabile cu scânduri scoase. Reprezentanții primăriei nu au dorit să comenteze situația, însă vor trebui să o facă în fața inspectorilor de la Protecția Consumatorului, acolo unde au fost invitați la discuții. Nu i-au primit, deși OPC este o instituție guvernamentală. Ce ne dorim este să găsim soluția imediată de a întâmpina orice fel de accident și orice fel de traumă adusă copiilor. Vom dispune oferirea cel puțin temporară a prestării serviciului acestuia către populație și retragerea de pe piață sau găsirea unei formule de a comunica consumatorului că aceste aparate utilaje reprezintă un real pericol. Tot acolo ar trebui să ajungă și reprezentanții primăriei din Mangalia și acolo locurile de joacă arată jalnic și oricând un copil se poate răni. Ancheta în ceea ce privește incidentul petrecut în parcul Tei este în plină desfășurare și dacă se va dovedi că a fost vorba de neglijență din partea celor care îl administrează, aceștia riscă sancțiuni drastice.